În cadrul Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative, dezvoltăm și punem în aplicare câteva programe de licență și de masterat foarte interesante și atractive pentru studenți. Mă refer la programul clasic de licență de drept, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, programe acreditate, un program de masterat în domeniul științelor administrative. Programul se denumește Administrație publică și management în context european. Avem acreditat de asemenea masterul de științe penale. Universitatea Spiu-Hareta a făcut un pas important pentru a facilita accesul la studii superioare celor care doresc acest fapt, nu numai de anul acesta. De cel puțin 3 ani, dacă nu greșesc, aplicăm un sistem de preînscriere online. Noi majoritatea procedurilor desfășurăm online, dar nu excludem și prezența celor care doresc să vină la facultate pentru a afla o informație utilă, pentru a discuta despre avantajele anumitor programe. Taxa de studiu este în cuantum de 3.900 de lei plătibilă în 4 rate. Studenții au numeroase facilități pe care universitatea le asigură, inclusiv în ceea ce privește accesul la resursa de învățare. Avem o bibliotecă ce conține peste 26.000 de titluri. Avem acces la aceste titluri, inclusiv în formatul online. Beneficiind de o platformă electronică e-learning foarte performantă, încă din anul 2007, vor putea constata cât de facil este accesul la educație. Începând de martie, sistemul educațional funcționează online. Ce înseamnă acest sistem online? Accesul la platformă, puteți viziona cursurile în direct sau înregistrate pentru fiecare disciplină, participări la seminarii pe probleme teoretice, iar aplicațiile se desfășoară în laboratoarele de la sediul facultății, de asemenea cu respectarea acestor măsuri de siguranță. Pentru anul în curs, organizăm inclusiv examenele de finalizare de studii, licență și disertații prin platforma Blackboard. Echipa de cadre didactice atrage studenții la participarea unor proiecte importante, la participarea activităților de practică, deoarece sunt esențiale pentru a-i forma ca viitor specialiști. Și în cadrul acestui laborator de clinică judiciară, profesorii, specialiști, magistrați în activitate, care sunt titulari ai disciplinelor de procedură civilă și procedură penală, se antrenează urmărind filme educaționale realizate special pentru a vă oferi dumneavoastră, dragi studenți, posibilitatea de a vedea cum se desfășoară un proces și pentru a învăța pas cu pas cum să deveniți foarte buni în meseria pe care o veți alege. Am introdus încă un stagiu de practică suplimentară pentru studenții care doresc și merg la cabinete de avocatură, la cabinete notariale, de executor judecătoresc, la practică, la instanțe de judecată. Vă asigurăm că aceste activități practice se vor desfășura chiar dacă pandemia, din păcate, va continua, pentru că am luat măsuri speciale în acest sens. Dacă absolviți facultatea de drept, puteți ocupa cel puțin 133 de profesii potrivit codului ocupațiilor din România. Deci paleta este extrem de generoasă. Universitatea Spiu-Hareț este una dintre entitățile cele mai puternice în cadrul proiectelor cu finanțare europeană. Numai în cadrul acestei facultăți s-au desfășurat, începând cu anul 2013, un număr de 4 proiecte la care au participat peste 4.000 de studenți de-a lungul acestor ani. Suntem partenerii dumneavoastră într-un proces educațional foarte plăcut și eficient și vă așteptăm să fiți alături de noi.